Astăzi a fost inaugurată noua secție de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Deva. Noua secție UPU Deva este una dintre cele cum puține există în România. Valoarea proiectului realizat de Consiliul Județean Hunedoara cu finanțări europene fiind de peste 2 milioane de euro. După inaugurarea de astăzi, la care au participat oficialității județene, reprezentanții ai ADR Vest, parlamentari și directori de instituții, urgența din Deva va deveni funcțională pentru pacienți în cel mult 2 săptămâni. Noua clădire, construită de la temelie, face parte dintr-un amplu proiect de modernizare și dotare cu aparatură performantă a secțiilor din unitatea medicală, proiect realizat de Consiliul Județean Hunedoara cu finanțări europene, precum și cu cofinanțări din bugetul județean. Proiect modern, cu circuite funcționale, conform noilor cerințe europene, urgența din Deva este doar un nou pas spre modernizarea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Județean. Nu putea ca Spitalul Județean de Urgență Deva să nu aibă și o unitate de primire urgență așa cum trebuie. Știți cu toții ce unitate de primire urgență era la Spitalul Județean, nemulțumirile care erau și, așa cum am spus-o, pentru mine, prioritatea la mandatul pe care l-am, sănătatea și învățământul. Și ne zbate, bineînțeles că urmează infrastructura și altele. Am început de mult acest spital, începând de la construcția unei clădiri noi la spital și iată că astăzi inaugurăm UPU. În un an de zile, dacă ne aducem aminte bine, anul trecut în martie inauguram terminarea tuturor lucrărilor la Spitalul Județean. Secțiile, toate secțiile posibile. După care am făcut această clădire care se vede pentru internare de zi. N-am putut-o să o folosim pentru internare de zi, că am fost nevoiți să mutăm urgența acolo și am început urgența Deva în septembrie 2022. Iată că din septembrie 2022 și până astăzi, în martie 2024, s-a lucrat într-un ritm alert, într-un ritm foarte bun și vreau să vă spun, într-un ritm calitativ excepțional. Nu am acceptat niciodată compromisuri și nu voi accepta în viața mea. Săptămânal eram diriginte de șantier aici, dar nu regret pentru ce s-a făcut, că s-a făcut bine. Chiar și sigur că se supărau de câte ori veneam să-i verific, dar lucrurile pe care astăzi le vedem cu toții, și dumneavoastră și eu, cred că sunt impresionante și mulți oameni care au venit pe parcurs din alte județe și au văzut ce se face la Deva, au rămas impresionați. Este bine că putem face în acest județ lucruri deosebite, este bine că facem pentru sănătate aceste lucruri și sperăm că, având asemenea condiții, și medicii și cadrele medicale o să schimbe și atitudinea și va fi ceva de vis. Aici este un proiect care este, cum îmi place mie să spun, un exemplu de a investi bani europeni și nu a cheltui bani europeni. Pentru că este o mare diferență, de multe ori se întâmplă că acești bani sunt cheltuiți și nu întotdeauna investiți pentru a vedea beneficiile în viitor. Discutăm de un proiect care a fost finanțat pe programul regional, peste tot unde vedeți Regio și cred că ați văzut în oraș foarte multe astfel de edificii și la fel mă bucur că a fost o gândire în etape. Chiar dacă n-a existat o sumă mare, că de obicei cam asta e tentația să ne dea cineva 100 de milioane să facem tot de la zero. Nu întotdeauna se poate acest lucru, dar a fost această răbdare de a face aceste proiecte pe măsură ce banii au fost alocați. Discutăm de unitate de primire urgențe, discutăm de ambulatoriu, discutăm de parte de modernizare spital sau parte de reabilitare termică. Este o secție foarte grea, cred că e cea mai grea secție din spital și eu chiar le urez succes și le mulțumesc pentru munca pe care o fac, tocmai din cauza aceasta. Colegii din urgență vor avea o misiune și mai grea. Mai grea în sensul că acum nu mai pot să zică că nu au ceva. Au tot ce le trebuiește, trebuie să fie puțin mai aproape de pacienți decât au fost până acum, de-aia este și spațiul acesta deschis. E o altă mentalitate, un concept de open space pentru a vedea tot timpul pacienții. Pe lângă faptul că pacienții vor fi vizualizați direct, pacienții pot să fie urmăriți și pe o stație de monitorizare centrală care va veni și va urmări evoluția fiecărui pacient. Dumnezeu să binecuvinteze colectivul medical din acest spital, Dumnezeu să răsplătească tuturor acelora care poartă grijă, iată, de acest așezământ și acest locaș destinat într-ajutorării oamenilor și
să binecuvinteze în continuare Dumnezeu buna lucrare a noastră a tuturor, pentru că mă gândesc că acesta este doar unul dintre multele obiective pe care instituțiile noastre județene doresc să le înnoiască și să le redea apoi comunității spre folosul oamenilor. La inaugurarea de astăzi a noii secții de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Deva au participat oficialități județene, reprezentanți ai ADR Vest, parlamentari și directori de instituții. Secția va deveni funcțională în cel mult 2 săptămâni, timp în care se vor pune la punct ultimele detalii pentru obținerea tuturor avizelor necesare.